După ce a dat-o rău, dar rău de tot în bară cu Australia, regizorul Baz Luhrmann se întoarce pe marile ecrane cu o adaptare după F. Scott Fitzgerald. Moulin Rouge 2. I beg your pardon. Mr. Gatsby would like to speak to you. Alone. Cariera regizorului australian se învârte în jurul unei singure estetici, realizată la de paralele într-o perioadă specifică din trecut și cultura populară modernă. Strictly Ballroom e rățușca cea urâtă, crăcănându-se pe diverse dansuri sportive în straie de cenușereasă, Romeo plus Juliet îl trântește pe Shakespeare pe străzile prăfuite ale LA-ului contemporan, Moulin Rouge e un musical tradițional pe steroizi montat de un copil epileptic, iar Australia e o calamitate naturală care sperăm că nu o să se mai întâmple. E suficient să vezi doar câteva secvențe ca să-ți dai seama că omul își face de fiecare dată filmele după aceeași rețetă. Și ca orice McLavice, uneori iese, alteori nu. Personal, tind să cred că de data aceasta a ieșit. Întâmplările sunt relatate din perspectiva lui Nick Carraway, interpretat aici de Tobey Maguire, un tânăr broker din New York, care devine vecinul lui Gatsby. Acesta se lasă atras în jocul enigmaticului milionar, devenind ultima piesă dintr-un puzzle ce are ca scop final recâștigarea dragostei pierdute, și anume pe Daisy Buchanan. Dacă secvențele dintre Carey Mulligan și DiCaprio sunt destul de stângace, interacționările dintre același Leo și Tobey Maguire sunt un deliciu, iar acest lucru cred că are de-a face cu o aplicare corectă a metodei lui Stanislavski și canalizarea ei prin The Pussy Posse. Pentru neinițiați, The Pussy Posse este numele pe care presa americană l-a dat anturajului de prieten al lui Leo pe la mijlocul anilor 90. Seriously, look that shit up! Ca de obicei, nu complexitatea operei literare îl interesează pe Buzz, ci câteva concepte clare și simple. În acest caz avem parte de dragostea cu dumare, imensa singurătate care derivă din dedicarea trup și suflet unui singur scop, și analogiile dintre The Roaring Twenties sunt imbibați în alcool prohibiționist și jazz afroamerican și opulența rapperilor contemporani. Vezi coloana sonoră pentru mai multe detalii și recent apărută poză cu Jay-Z în anii 30 ca exemplu de inception marketing. Pentru Buzz, cinematograful înseamnă mișcare, iar cu The Great Gatsby omul își teoretizează în sfârșit marele off, că intimitatea nu poate exista decât în îngrămădeală haotică și că sinceritatea nu poate fi exprimată decât în mijlocul excesului burlesc. Pentru Luhrmann, Jay Gatsby e un Charles Foster Kane piperat prin cel Tony Stark și lăsat să fiarbă în balta de romantic stătut numită Leomania. Iar modalitatea prin care acest Gatsby a fost declinat asemenea un titan romantic este suficient de ingenuă și de sincer încât să facă plauzibile toate ralantiurile nesimțite și grimasele constipate ale lui Leo. Nu știu dacă ați observat, dar atunci când își activează his inner De Niro, Leo are o singură expresie facială pe care o folosește cu succes la o gamă foarte largă de trăiri și sentimente omenești. De exemplu, aici îl avem pe Leo supărat, aici îl avem pe Leo fericit, aici îl avem pe Leo îndrăgostit, iar aici îl avem pe Leo gândindu-se la futilitatea vieții. În încheiere, mergeți și vedeți The Great Gatsby, dar mergeți cu inima împăcată și cu trupul imaculat, ca fata mare înainte de măritiș. Lăsați-vă așteptările la picioarele lui nena de la care o să luați ochelarii 3D și intrați în sala de cinema fiind conștienți că urmează să vedeți un film de Baz Luhrmann și nu altceva. Notă finală, 7 din 10, adică fix gama de expresii faciale ale lui Leo într-o zi cu mult soare. Notă finală, 7 din 10, adică fix gama de expresii faciale ale lui Leo într-o zi cu foarte mult soare. Cu ce? Soare! Cu foarte mult ce? Soare! Am auzit! Soare!